Salut! Numele meu este Vlad. În materialele video precedente am vorbit despre cât este de important să ții cont de impactul pe care îl poți avea asupra ta, cât și asupra celor din jur, atunci când spui sau faci ceva. Într-un cuvânt, ecologie. Apoi am vorbit despre modul în care starea emoțională în care ești poate influența mesajul pe care îl transmiți, și mai ales cum este acesta primit de cel care te ascultă. De asemenea, ai învățat două tehnici simple prin care poți să creezi starea emoțională potrivită, indiferent dacă ai deținut un discurs, o prezentare, vorbești cu un prieten sau cu partenerul de cuplu. Astăzi am ajuns la primul tipar de limbaj hipnotic, așa cum a fost acesta folosit de însuși Milton Erickson. Acesta se formează astfel. Mai devreme sau mai târziu, și apoi urmează sugestia ta pentru persoana sau persoanele care te ascultă. Dacă stai și te gândești bine, practic totul se întâmplă mai devreme sau mai târziu. Așa că mintea celui care te ascultă nu are decât opțiunea de a accepta ceea ce îi spui. După această construcție, mai devreme sau mai târziu, poți să așezi o sumedenie de sugestii care orientează atenția către obiective precum: să rezolvi o problemă, să treci peste o situație dificilă, să depășești un obstacol, să te relaxezi, să privești evenimentele într-o manieră pozitivă și constructivă, etc. De exemplu, stai de vorbă cu un prieten care trece printr-o perioadă dificilă, și tu știi că este doar o chestiune de timp până când va trece peste asta. Intri în starea emoțională potrivită, așa cum ai învățat, pui accentul pe cuvântul pe care vrei să-l scoți în evidență știi tu, tehnica lui Zig Ziglar, și apoi îi spui Mai devreme sau mai târziu, rezolvi această dificultate. Atunci când pui accent pe un cuvânt anume, chiar în momentul în care cel ce te ascultă detectează această inflexiune a vocii, mintea sa va lua în calcul propoziția de la inflexiune încolo, adică rezolvi această dificultate. Mai mult decât atât, atunci când vorbești, folosește timpul prezent, rezolvi tu acum și nu viitorul vei rezolva sau alt timp verbal Atunci când vrei să folosești acest tipar de limbaj, ține minte mereu că te adresezi cuiva și că vrei să îndrepți atenția către ceva anume aici și acum. Uite un alt exemplu. Mai devreme sau mai târziu, rezolvi această dificultate și începi să te bucuri de evenimentele simple din viață. Sau mai devreme sau mai târziu, privește înapoi la această situație și îți dai seama că s-a terminat. Sau, când vrei să îndrepți atenția cuiva către rezolvarea unei probleme de muncă sau personale. Mai devreme sau mai târziu, găsești cea mai bună soluție în ceea ce ai de făcut. Și acum, pentru tine. Mai devreme sau mai târziu, folosește acest tipar de limbaj în cele mai potrivite situații apasă butonul subscribe și abonează-te la acest canal pentru mai multe materiale video ce te învață cum să aplici tehnicile NLP în viața ta. De asemenea, ne puteți urmări pe Google Plus și Facebook.